tare, astăzi o să vă arăt o încălzire în pardoseală la o casă de 100 metri pătrați utilizabili. Ok, țeava de 16 PXA și PXC. Ok, undeva la 14 circuite total. Așa. Aici ar fi un dormitor, două circuite, pas de 10 și bine, în unele locuri este de 5 și de 15. Ok. De menționat ar fi, este prima lucrare pe care am făcut-o. Pardoseală. Așa, aici ar fi o baie, un circuit. Ok. La fel, pas de 10, 15, 5 în unele locuri. Cam așa se prezintă. Ca și lungime, cred că cel mai lung traseu are undeva la până 95 de metri. Aici la fel alt dormitor, două circuite. Ok. Holul este împărțit în două, aproximativ. Așa. În două circuite. Unul cu debara și celălalt simplu doar holul. Așa. Aici încă un dormitor. La fel, două circuite. Pas de 5 și de 10 în mare parte. Ok. Iar aici este. Mergem în salon, în living. Aici, în schimb, sunt 4 circuite. Așa. Iar aici ar fi bucătăria, un circuit, undeva la 90 de metri, 90, cred că și vreo 2, dacă nu greșesc. Așa. Aici am mai lăsat la calorifere, la, mă rog, în caz că se strică ceva. Ce părere aveți? Cum vi se pare? Ca și prima lucrare. Ok, iar aici am distribuitorul. În acest caz de la Purmo. Pus în presiune. Robinet și cu adaptor de Pexal. Așa, ca să presiunea, să puneți presiune în pardoseală, puteți să utilizați oricare dintre aerisitoare. Da? Vă trebuie un manometru și, după cum se poate vedea, un furtun legat, să fie legat la compresor, cu o mufă sau, mă rog, alte improvizații. Așa. Și cam acesta ar fi circuitul cu pompă Willow. Acum o să văd
pe viitor cât de cald o să fie, cu încălzirea în pardoseală. Așa. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să lăsați în comentarii și ne auzim la un alt videoclip.